Oh, unde? Atâta timp ne-a justificat o lipsă de telefon. I s-a descărcat bateria. De aia a întârziat în halul ăsta. Concret, am încercat să detenționăm situația. Nu, deocamdată n-am găsit nicio cale de înțelegere. Auziți colegii încă mai vociferează acolo. Am hotărât în cazul ăsta, ne retragem în mină și le așteptăm acolo. Deci, practic, protestul continuă. Practic, protestul continuă. Bun, și când, probabil, când ați întrebat de reducerea acestor fonduri salariale, ce v-a spus? Nu a găsit justificare, dă vina pe alții, a desfăcut deja un contract, un contract individual de muncă la o persoană din sediul societății, din managementul societății. Probabil caută vinovați, el nu este niciodată vinovat. Faptul că n-a respectat ordonanța 26 de consultare a angajaților, consultarea sindicatelor înainte de a, de a trimite spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli. Cred că acum colegii au aflat rezultatul. Deci, de ce a desfăcut un contract de muncă? A fost vinovată persoana respectivă pentru ce? Probabil n-am avut timpul necesar să dezbatem și acest subiect, dar asta ne-a comunicat că a desfăcut un contract individual de muncă. Probabil l-a considerat vinovat pentru neclaritățile existente. Va coborând în subteran, ce v-a zis? Noi îl așteptăm acolo. Deci, încercăm să blocăm poarta să nu mai vină. Am hotărât că mergem în subteran. Ne așteaptă colegii care stau de 30 de ore acolo. Am luat această decizie și îl așteptăm și pe dânsul acolo ca să continuăm. Nu, e capul, e...
Oamenilor, că oameni bolnavi cu medicamente și nu le pasă. Acum ne să se coboare jos. Hai tu. Păi cum să tacă, Mărie, lasă vorbească, de ce să tacă? Nu tac nimic, să mă ducă cu salvaia aici, cu poliția! Nimic, nu contează! Nu contează, să vii afară! Aveți pe cineva în mină? Da, domnul, aici e soțul meu cu tratament! Și el stă în otru pireu și nu își bate cap de oameni! Nu, nu se cânta. Da, și-n gură. Se iasă afară, gozerul se iasă afară, își bate joc de atâția oameni! Dumneavoastră, acum ați ieșit din mină? Da, da. Sunteți bine? Care e starea minerilor de acolo? Cum e? Ce viață e trebuie? Babi, Timi, cum e, mă? Bine. Nu le-ai dat și nasul cu teală la soțiile, nu, oamenilor! Ai dat și nasul cu teală la oameni! O culici! Nu mă interesează cine e, să vie să dai socoteală! Ăla mare! Tri băieți, domnule, tri ficiori. Și cât timp stau acolo? Ia la ieri de la 6, înainte de 6, de ora 6. Și știți ceva de ei? Sunt bine? Nu știu, i-am văzut, de-o fură, o coboră din salvare. A doua oră. Dar cum vi se pare situația asta? Cum a trecut pentru dumneavoastră orele astea? Cum să fie? E calvar, omul. Câinii cu câinii. Și restul țag. Credeți că se rezolvă? Nu știu. Să dea Dumnezeu să fie bine, dar nu mă zic că s-o tărâs, nu ies de acolo, până nu li s-a rezolvă. De ce trebuie să ajungem până aici, da, domnule? Nu se poate pașnic, cinstit, omenește, numai cu scandal și cu scârbă, omule. Am lucrat la salină și eu și colegii ăsta. 38 de ani. 38 de ani, de 6 ani sunt pensie. Poate trebuie să rezolvă numai cu scandal și cu, da, cu intervenții și cu din urmă. E rușinață. Dar credeți că dacă nu se va încheia protestul, vor mai rezista în mină, acolo, în subteran? Nu rezistă, omule, că e... Mult nu rezistă, că e mult. Rarificat. Cam cât poate aerajul să stea? Aerajul e slab gradi, și nu. Pus faci pe gradii numai. Sarea rece, omule, te tragi la picioare, că nu mai poți umla pe picioarele. Cam cât poți să stea maxim în mină? 8 ore? Păi, numai de lucru e 6 ore. Erau redus de la 8 la 6 ore, că e insuportabil, omule. Că nu mai ești 8 ore, că 6 ore pentru subteran. Condițiile așa natură, că nu poate rezista un mai mult. Uite, nu se mișcă, mama. Tu vezi o mișcare, nu vezi nimic. Totdea trebuie să ajungem la... Am un șofer, nu știu. Am un șofer, nu știu.
Ce s-a stabilit în cele din urmă? Un mic, foarte mic pas. Am obținut chiar cu un efort deosebit. Deocamdată fondul de salar aferent anului trecut. Pot să vă spun în condițiile în care am depășit indicatorii programați și cei realizați anul trecut. La ora actuală, sigur că de luni vom reveni la muncă, vom continua negocierile la București, cu inclusiv Consiliul de Administrație, ca să vedem cum se închide anul. Dar și în perioada în care ne-a mai rămas, sigur, onorând comenzile, indicatorul nostru va fi cu mult depășit și sincer vă spun, oamenii au fost îndreptățiți să ceară sau să își depună efortul acesta pentru că practic este munca lor. Aici intervine mult legea bugetului de stat, care nu ne favorizează deloc. Fondul de salarii este plafonat în condițiile în care depășim mereu indicatorii programați, indiferent că sunt fizici sau valorici. Fondul de salarii, prin legea bugetului de stat, ordonanța 26 a guvernului, plafonează fondul de salarii la un nivel maxim. Așa pe românește spus, poți face venituri cât mai mulți, dar fondul de salarii este întotdeauna undeva maxim. Și asta creează în fiecare sfârșit de an o tensiune deosebită prin faptul că nu este motivată munca salariaților în general. În acest moment protestul a luat sfârșit, nu? Da, deocamdată da. Vedeți, lumea aplaudă, probabil prefectul și primarul orașului Deș, prefectul județului Cluj și primarul orașului Deș au fost alături de noi, ne-au înțeles, ne-au dat dreptate. Cu ce pot să închei? Cu refrenul imnului minerilor, care zice așa: când plin de praf și obosiți, ieșim din mină cu pași trudiți, ne doare că în lumina sa pământul ține o lume rea. Ia că eu îmi prăștie. O gata, că e odată. Nu, hai.